Patru echipe din Telorman au participat în această dimineață la turneul fotbalistic pentru juniori Gheorghe Ene, turneu de fotbal în sală. Pe teren s-au aflat copiii născuți în 2007 și mai tineri din Alexandria, Roșii de Vede și Zimnicea. Copiii și-au dat toată silința pe teren pentru a obține rezultate bune și a merge mai departe în acest turneu. Este prima pentru această grupă, dar este o competiție organizată de federație. Se organizează în fiecare județ din țară, iar câștigătorii merg mai departe pe zonă. Spune-ne despre grupa ta de astăzi, cum a fost și ce ar mai trebui să faci. A fost, eu am fost foarte mulțumit de ei, țin cont că avem de 4-5 luni de zile împreună și sunt copii cu, cu calitate. Dar este mult de muncă. Mai veți participa la alte competiții în perioada următoare? Noi, noi încercăm cu această grupă, o să încercăm să le luăm și meciuri aici amicale, în primul rând. După Cred că la anul o să, o să începem să-i ducem la, la București și pe ei. Grupa aceasta mă refer. Mai avem și o altă grupă de 2005 care merge, merge prin, prin țară cu meciuri amicale. Din iarnă cred că o să inscrie un campionat la București. Turneul pentru juniori se desfășoară în toată țara, fiind organizat de Federația Română de Fotbal.